Bun găsit la o nouă ediție Regiunea în Obiectiv, la final de săptămână. Să vedem, astăzi avem în prima parte o discuție cu judecătorul Cristi Danileț despre solidaritatea magistraților clujeni cu cei din Polonia, despre ce este vorba. Vom afla în câteva minute. Vom avea parte și de o călătorie muzicală în timp și spațiu. Totodată vom fi cu ochii în patru să vedem ce se întâmplă pe un tronson al autostrăzii care este undeva aici în apropiere. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se află alături de o echipă în inspecție pe acest tronson. Mai multe vom afla la momentul respectiv. Solidaritate cu magistrații din Polonia. Judecătorii polonezi vor face un marș de protest la Varșovia pe data de 11 ianuarie, adică mâine. Lor li se vor alătura colegi din toată Europa îmbrăcați în robe. Ei vor merge de la Curtea Supremă într-un marș al tăcerii către Palatul Parlamentului. Sunt revoltați de legile recente prin care au fost demiși șefii de instanțe și au fost obligați să se pensioneze, de procedurile prin care au început să fie urmăriți disciplinar pentru soluțiile date și de campaniile mediatice agresive împotriva judecătorilor, dar mai ales a celor de la instanța supremă. Noi, în România, ne exprimăm solidaritatea ieșind în fața palatelor de justiție vineri, adică astăzi, la orele 12. A scris pe Facebook judecătorul clujan Cristi Danileț. Bună ziua, domnule judecător, bine ați venit în platou. Bună ziua. Poate ne dați așa o poveste mai pendelete, cam ce se întâmplă în Polonia, de ce era nevoie și este nevoie de această solidaritate, după care vom reveni pe plaiuri clujene. Sunt vreo 3 țări europene în care reformele din justiție s-au transformat, de fapt, într-o luptă împotriva independenței justiției. Totul a început cu Ungaria în 2012, a continuat cu Polonia în 2013 și 2014, a venit rândul României în 2017 și 2018 și acum din nou rândul Poloniei. Polonia este cel mai grav afectată de aceste, de fapt, ca să fiu sincer, antireforme. Partidul aflat la putere, care are majoritatea în cadrul Parlamentului polonez, dorește un control absolut asupra justiției poloneze. Mai întâi au transformat ministrul justiției în procuror general al țării. Vă dați seama că asta înseamnă... Adică a trecut pe un alt post. Da, vă dați seama că toate dosarele devin dintr-o dată cel puțin cu suspiciuni de a fi instrumentate politic. Aici nu există incompatibilități în astfel din de situații? Din păcate, la ei nu. Vedeți, la noi ministrul justiției și procuror general al României sunt separați. Acolo au făcut o singură unitate, ca să spun așa. După care au demis toți șefii de instanțe, de la judecătorie până la Curtea Supremă, și înlocuiți cu alți membri, cu alți judecători. Este adevărat că toți judecători, dar de data asta numiți politic cu sprijinul ministrului justiției. În al treilea rând, au început acțiuni disciplinare împotriva judecătorilor. Chiar citeam ieri în presa poloneză că șeful sau președintele Asociației Judecătorilor de acolo are într-o singură zi 50 de dosare de urmărire disciplinară. Dați-ne exemplu clujan. Și în Cluj au fost magistrați anchetați. Nu, la număr de dosare. De cauze. La număr de dosare? Păi acolo ca au să fost... ne facem o idee. Deci acolo a fost un șef de asociație urmărit în 50 de dosare odată și la noi în 4 dosare odată. Și în al patrulea rând, judecătorii au fost obligați să se pensioneze. Li s-a dat o vârstă maximă prin lege de 65 de ani, fără posibilitatea de a mai rămâne în funcție. Ei, cel puțin această ultimă dispoziție a fost contestată anul trecut de polonezi la Curtea de la Luxemburg. Curtea de la Luxemburg le-a dat dreptate și a spus că judecătorii nu pot fi pensionați în masă când vrea guvernul, ci trebuie respectată o procedură care să permită ieșirea pe rând din această profesie. Adică în cascadă, cum ar veni, da? În cascadă. Și se pare că guvernul polonez nu acceptă nici măcar ceea ce spune Luxemburgul. Ăsta este motivul pentru care Asociația Justiția din Polonia a trimis o scrisoare
către toți colegii, către toți omologii din Europa, atenționându-i asupra antireformelor care se întâmplă acolo și chemându-i la Varșovia. Mâine, colegii mei sunt invitați la Varșovia. Vreau să vă deplasați? Nu, din păcate, nu reușesc mâine să ajung, dar avem chiar un judecător clujean, pe Andreea Chiș, care este și reprezentanta noastră în CSM, da. Ce se va deplasa împreună cu o delegație, deci, va fi a acolo. Da, va fi acolo pentru a mărșălui de la Curtea Supremă din Varșovia până la Palatul. Domnule judecător, la începutul intervenției dumneavoastră ați pomenit de acele exemple înainte de Polonia, Ungaria și de România, da? Da. Când a fost, care a fost anul din Ungaria? În Ungaria a început totul în 2012, când au demis judecătorii de la Curtea Supremă și au desfințat CSM. Deja era guvernul Orban, da? Da, era era la fel și atunci a existat o solidaritate europeană? Sau... Atunci ne-a surprins, pentru că astfel de măsuri nu putea... A fost prima, da? Nu fuseseră luate niciodată în Europa. Și guvernul Orban, sau mă rog, judecătorii de acolo, n-au reușit să facă un tamtam, așa, să facă un scandal european, pe când polonezii au îndrăznit. E adevărat că cine a îndrăznit s-a trezit brusc anchetat disciplinar. Dar mă întorc, în Ungaria nu s-a întâmplat așa, pentru că era o politică nouă a lui Orban, justiția de acolo era relativ tăcută, țara e mai micuță, nu a fost scandal. Dar sunt aceste politici iliberale până la urmă, adică un parlament ales legitim ajunge ca prin legi să modifice statutul unei branșe foarte importante în orice democrație, justiția. Cu două treimi se poate foarte ușor. Da, este adevărat. Și la noi s-au făcut modificările din 2018, care sunt contestate și de noi la Luxemburg și au fost contestate și la Curtea Constituțională, care, știți bine, au scos magistrați în stradă. La ce vă așteptați după acest marș de solidaritate din Polonia? Pentru că ați pomenit și de exemplul Ungariei, exemplul României în sensul negativ al exemplelor, la ce vă așteptați? Ce se va întâmpla în continuare? Cred că vor fi peste 1000 de magistrați din toată Europa care se vor deplasa la Varșovia și vor defila în robe pe străzi, ca să vă imaginați, lucrul ăsta nu s-a întâmplat decât în ultimii 30 de ani o singură dată în Franța, marșul tăcut al robelor, tot împotriva unor politici de acest gen. În momentul când într-o țară oarecum este europeană, central este europeană, se deplasează 1000 de oameni din toată Europa, înrăbăcrați în robe și au un protest acolo tăcut, va fi un marș tăcut de la Curtea Supremă la Palatul Parlamentului, părerea mea că va fi un mesaj extrem de puternic împotriva guvernului, care va trebui să cedeze până la urmă. Independența justiției nu este o valoare negociabilă. Până la urmă sunt niște standarde internaționale, după care trebuie construită o justiție într-un țară democratică. Oare toate acestea, deși nu vreau să intrăm pe tărâmul politicului, dar nu au legături aceste mișcări stradale acum în Polonia? Cine știe ce va fi în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat vis-a-vis de politicile pe care le face Polonia alături de Ungaria. Da. Grupul de la Visegrad, da. Dacă stăm și de fapt, despre asta vorbim, politicii liberale. Da. Despre aceste politici vorbim, despre îndepărtarea acestor guverne, acestor state, de tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Da. Și încercările acestea de a se izola fără voința poporului respectiv de Uniunea Europeană. Vedeți o legătură? Este un curent naționalist, trebuie să recunoaștem aici, și anti-european până la urmă, că ceea ce s-a întâmplat în Ungaria și declarațiile inclusiv belicoase ale României la adresa Uniunii Europene de acum un an, doi, ne arată că undeva în cadrul Uniunii Europene se creează niște factori de destabilizare, dacă vreți, niște factori anti-europeni care trebuie lămuriți până la urmă. Miza care este? Eu cred că, de fapt, sub aspectul acesta al reformelor dorite de popor, este un val de populism prin care se promovează anumite interese. În speță, de exemplu, dacă îi se iau cazul României, că ăsta îl cunosc cel mai bine, 2017-2018 s-a dorit un control al justiției pentru a se obține anumite soluții în unele dosare ale unor personaje importante. Domnule judecător, foarte mult s-a discutat despre independența justiției, cum ar trebui să arate, cum nu arată, care sunt hibele, bubele. Cu permisiunea dumneavoastră, hai să puțin să dăm așa telespectatorilor noștri un ghid de bune practici, hai să-i spun așa. Cum ar trebui să arate o justiție independentă? Păi, în primul rând, o justiție în care cariera judecătorilor și procurorilor nu depinde de politic.
au fost ani, până în 2004 cel puțin în România, în care ministrul justiției era tot puternic, el punea și dădea afară procurorii, el propunea șefii de instanțe. Acum cum este? În momentul de față, cariera magistraților este gestionată de către CSM-ul din România, cu o excepție, și anume procurorii de la vârful Ministerului Public, adică procurorul general al României, șeful DNA, șeful DICOT, sunt puși și revocați, din păcate, la propunerea ministrului justiției. O propunere care uneori este cu o puternică încărcătură politică. Cum ar trebui să arate? CSM-ul. CSM-ul, doar CSM-ul. Exclusiv CSM-ul. Cu orice risc, CSM-ul trebuie să pună și să dea oricum, afară oamenii. Ultima semnătură o pune președintele țării, da? Da, dar avem o decizie a Curții Constituționale care spune că președintele statului este obligat să țină cont de propunerea ministrului justiției, adică, dacă vine a doua oară cu aceeași. Dacă nu-i place. Exact. Ministrul justiției în România, din păcate, este principalul factor în controlul carierei deci procurorului. Trebuie scos din, acest, din această ecuație, din acest demers, rolul ministrului justiției. Da, el trebuie să rămână strict un administrator al sistemului, nu un gestionar al carierei magistraților. Este să se ocupe de termopane, de aerul condiționat, de hârtia igienică din tribunale, dar nu de a pune sau a da jos un magistrat. Întotdeauna ne referim la exemple europene, pentru că așa... Da, da. Așa ne-am obișnuit. Puteți să ne dați un exemplu? Italia. Italia, unde magistratura este foarte puternică. Cum apare în Italia? Ei se luptă împotriva mafiei. Vă dați seama că nu poți să ai decât magistrați și curajoși și extrem de independenți. Așa dacă este. Sunt în control cu politicul și politicul merge în mână în mână cu afacerile, atunci este un risc. Ei, în momentul de față în Italia, au cel puțin un CSM... De fapt, nici nu cred că există un alt CSM mai puternic ca în Italia, în care în întregime cariera judecătorului și procuror este gestionată de către CSM. Mai avem Franța, un alt exemplu bun, Belgia, de asemenea. Cred că astea sunt cele mai importante. Ce înseamnă un CSM puternic? În care ministrul justiției are un rol redus sau chiar nu există, de exemplu ca în Italia, și în care cariera magistraților este strict meritocratică. Toată lumea ocupă funcția prin concurs. Este recrutat, este promovat, este transferat sau dat afară de către gestionarul carierei magistraților. Mâine ați deveni ministrul justiției. Da, aș fi incompatibil, eu vă spun drept, nu ca doamna Grăbova. Lăsați incompatibilitatea. Da. Ați deveni ministrul justiției. Care ar fi primii trei pași pe care i-ați face? Vorbim de exemplul României, deci aici în România. Aș iniția modificări la legile justiției, să le aduc în faza dinainte de modificările din 2018. Asta în primul rând. Punctual. Punctual. Este vorba de desființarea secției speciale de anchetare a magistraților. Care e problema cu această secție, ca să înțelegem și noi? De ce unii vor și alții suntem nu vor? Singura țară din lume care și-a creat o secție pentru anchetarea anumitor oficiale ai statului. Corupția este în domeniul politic, în domeniul administrației, în domeniul poliției, dar interesant, nu avem sistem de anchetare decât a infracțiunilor săvârșite de către magistrați. Așadar, strict o secție pentru o categorie de personaje, de oficial, nu există nicăieri în Europa. Se anchetează infracțiunile și nu sper oamenii. Să nu vă supăr, domnule judecător, dar și judecătorii mai au și ei zile proaste. Da, noi anchetăm penal că ai o zi proastă. Dacă dă o soluție proastă și îi cam distruge... Înseamnă că avem un magistrat cariera. Prost, dar nu înseamnă că de este unul corupt. El? Păi îl trimitem la reciclare. Avem un sistem de reevaluare a lui, de evaluare și reevaluare a lui, îl trimitem la pregătire și asta este. S-a întâmplat așa ceva de da, când sunteți dumneavoastră judecător? Cred că cunosc două cazuri. Da? Da, în 21 de ani. Două cazuri în 20 da, de ani. Da, astea pe care le cunosc eu, da. Bun, următoare pași. Adică suntem foarte buni, asta. Da, am înțeles. În rest, în al doilea rând, aș angaja mai mulți grefieri să facem o echipă, doi grefieri la un judecător. Este anormal ce se întâmplă în momentul de față. Nu avem suficient personal în magistratură. Eu, de exemplu, am fost la serviciu și de Crăciun și de Revelion. Jumătate din colegii mei de la secția penală la tribunal eram acolo. Vacanță? Ca să mă creadă lumea, mi-am făcut poze și le-am pus pe Facebook. N-ați avut vacanță judecătorească? Da, vacanță am avut, dar m-am bucurat că sunt mai lejer la serviciu și pot să lucrez mai liniștit. Da. Deci, neapărat avem nevoie. Deci, a doua chestiune cu grefierii, da? Da. Și în al treilea rând aș digitaliza în întregime 100% instanțele și parchetele. Practic să nu se mai lucreze cu dosare, doar în sistem electronic. Și astfel dumneavoastră de acasă să puteți citi un dosar, așa cum și eu, judecător, aș putea rezolva oriunde m-aș afla în lumea asta un anumit dosar. Prezența la instanță să fie strict pentru lucru cu publicul. Din momentul în care am aflat că veți veni în emisiune, mă gândeam, bineînțeles, la întrebări. Una care mă preocupă de mult
Și întotdeauna vreau să văd exemple din alte țări din Uniunea Europeană și știu că puteți să mă ajutați. Ați vorbit de această secție specială. Eu vă întreb de DNA. În Uniunea Europeană mai există un DNA? Da, avem. Unde? Secții speciale de asta, de exemplu în Spania. Că ăla e modelul de unde l-am luat noi. Avem eu am auzit la un moment dat, scuzați-mă, Slovacia sau Slovenia. Ceva asemănător DNA-ului românesc. S-ar putea Slovenia să fie. Slovenia, probabil. Da, sigur este în Spania. Ăsta a fost modelul utilizat de noi în 2002 când s-a creat DNA-ul. Deci de acolo s-a preluat. Și avem o structură antimafia în Italia care preia cumva și chestiunile de corupție și chestiunile de crimă organizată. Cu siguranță există și în alte țări. Dar ce, nu-i bine că avem DNA? Nu, eu v-am întrebat pentru că am citit, da. Am văzut, am auzit că în alte state nu există. Da, există. Sunt domenii de specializare maximă a și în statele europene în care și nu există? În statele europene în care preluată... nu există, sunt foarte mici și avem specializări ale procurorilor. Dar vă dau un exemplu. Într-un parchet mare, noi trebuie să avem și procurori specializați pe accidente de circulație, pe crimă, pe crimă organizată, pe corupție, pe proprietate intelectuală. În momentul în care s-a creat această structură specială anticorupție, s-a imaginat că vom avea un parchet în care strict procurorii doar cu anumiți polițiști vor lucra doar dosarele acestea, nu vor lucra și alte dosare. În felul, și acum cum acum este? Am dat eficiență maximă. Așa este, DNA-ul așa este separat, da? Și părerea mea că are eficiență maximă și nu o spun eu, cum spun evaluatorii europeni, care în fiecare an cei de la Comisia Europeană au venit și au făcut rapoarte cu privire la activitatea acum DNA. Ce trebuie, între timp s-au mai schimbat niște chestiuni politice în România. Da. Ce ar trebui refăcut? Ați vorbit de acele ordonanțe, ați vorbit de alte probleme care mai dăinuie prin justiția românească. Eu cred că DNA-ul nu mai are în momentul de față eficiența de acum un an și jumătate, doi ani de zile. Poate și pentru că încă nu este numit un șef plin. Știți că avem problema asta cu interimarii și la Ministerul Public. Nu numai și la dumneavoastră și în alte domenii, da, peste tot. Pe noi ne afectează. Modul în care acționează liderul și apără liderul până la urmă asociația, influențează, dacă vreți, activitatea procurorului din subordine. Așadar, dacă într-o instituție precum DNA-ul vom avea un lider puternic, un magistrat independent numit așa cum a fost Laura Codruța Chioveși. A fost Chioveși, desigur. Dar, din păcate, un al doilea Chioveși nu l-avem încă. Sper să îl selectăm. Ministerul Justiției înțeleg că a declanșat deja procedura de selecție. E foarte bine. Să vină un al doilea procuror la fel de puternic. Da, a fost o perioadă, așa cum spuneți și dumneavoastră, o foarte fructuoasă, da, când am văzut... Bine, noi care lucrăm în televiziune am văzut pe ecrane foarte mult. Ieșeau, intrau, ieșeau. Păi asta avem uși la poartă și trebuie să vină, adică la institut să vină, să iasă lumea. Na, acum, doar nu chemăm noi presa. Presa e acolo câinile de pază al democrației, inclusiv se mai al justiției. Permitea presă, știți și dumneavoastră foarte bine. Se mai dar nu avem nimic de ascuns până la urmă. Care e problema că vine un om la tribunal sau la parchet să afle dacă e vinovat? Nu, dar era perioada aceea, nu mai știu cum ați numit-o dumneavoastră, perioada când se lucra mai intens. Da, da, a fost mai eficiență, mai maximă mai eficient. Și telejustiția a fost oarecum exagerată, până la urmă, trebuie să recunoaștem. Deseori dar este în greu... unele situații n-a ajutat telejustiția? Ba da, eu cred că a ajutat și pe de o parte lumea a văzut că se întâmplă ceva în societatea românească, de exemplu, se declanșează lupta împotriva anticorupție, sunt prinși pești mari, că în orice politică anticorupție trebuie să avem anumite persoane de la vârful sistemului care sunt prinse, condamnate și asta înseamnă că merge anticorupția. Pe de altă parte, am avut și situații în care s-a afectat dreptul omului la un proces echitabil, pentru că, sigur, ăla prins cu cătușele, băgat pe ușă, scos pe ușă și apoi declarat nevinovat, a avut tot dreptul să spună... Ce facem cu chestiuni de genul acesta, păi, domnule judecător? Eu am văzut în alte state... Distrugi cariere omenești, distrugi vieți omenești. În alte state am văzut, de exemplu, când se introduc sau se scot oamenii de acest rang, ca să zic așa, în instanțe sau în parchete, li se pun cagule, li se pun pături, sunt acoperiți sau intră pe un culoar special. Asta este adevărat că noi nu avem posibilitățile astea. De ce? Nu avem pături? Mă rog. dar avem și scurgeri de informații. Foarte, asta foarte este, des, asta avem... este. Nu, dar eu vă întreb, bine, asta cu pătura și cu deghizarea e una. Treaba cu omul încătușat... peste o lună de zile declarat nevinovat. Da. Și depinde acum ce soluție aveți dumneavoastră ca și
magistrat. Dacă la momentul arestării s-a respectat procedura și ulterior, în cursul procesului, s-a descoperit că omul este nevinovat, nu este vina nimănui. Este o procedură. Între care... timp, este stigmatizat, da, este dat afară, este... Da, acum, uitați-vă numai despre judecători, că se spun. Judecătorii, de exemplu, în România au devenit inamicii publici. Abar n-avem de ce suntem așa, dar... Eu nu mă consider. Bun, dar lumea, dar în general... De ce credeți? Da, cine stigmatizează? De ce credeți că... Cine sunte... stigmatizează inculpație până la urmă? De ce credeți lumea? Că sunteți considerați inamici? Păi, uitați-vă, noi nu avem puterea asta de penetrare a unui politician. Când apare un politician la televizor și spune ceva rău despre justiție, nu mai stă nimeni și verifică, domnule, hai să vedem noi cu ochii noștri. Și când justiția zice despre un politician că este un nemernic... Întotdeauna are dreptate, justiția. Asta este, așa funcționează statul. Dacă justiția... Păi și atunci justiția de ce nu apare la televizor mai des să zică și ăla e nemernic și ăla e ticălos? Bine, noi nu o să folosim termenii aceștia care nu, de caracter, dar nu, scuzați-mă, faptele... îmi asum eu acești termeni. Găsim că faptele sunt comise, dacă justiția a decis definitiv că există o faptă, asta este, n-avem ce face. Că nu poate să, n-avem un sistem moral de analizare a justiției care funcționează legal. Sunt două chestiuni de valoare separate. De aceea eu cred că trebuie să avem încredere în justiție, trebuie să avem încredere în judecători care majoritatea sunt deja foarte tineri și uitați-vă la mine, eu sunt printre cei mai bătrâni din sistem, la 44 de ani cu 21 de ani de vechime suntem pregătiți pentru pensionare și să mergem până la urmă să ne facem apărările în sala de judecată eu, și nu la televiziune. Eu să știți că mă înclin în fața medicilor și a celor care lucrează în sistemul de justiție pentru că am văzut în ce condiții lucrați unii și alții, dar mă leg de ce ați spus acum, că sunteți unul dintre veteran. Da. Fără ca să mă înțeleagă cineva greșit. Faceți facultatea de drept... 4 ani. 4 ani. După care aveți... Ce aveți? INM-ul, Institutul Național de Magistratură, încă 2 ani. Încă 6 ani. Uh-huh. Hai să punem toate la un loc, să fie 8 ani. Așa, să fie de la mine. Da, ai mai stat acasă, ai mai învățat. Ai mai stat acasă, nu știu. Asta înseamnă o vârstă de circa 26 de ani, 27... Da, cam așa, 27, până maxim. Până în 28. Da, da. Nu e prea tânăr un judecător la 28 de ani la niște cauze... Da, să știți că la noi la judecătorie începem cu cauze mai ușoare, că acolo încep cariera, știți? Cu furturi, mă gândesc, eu mă gândesc acum, absolut, fără să cunosc bucătăria internă a justiției, dar mă gândesc că totuși e prea tânăr. Da, știți cum se spune, mai degrabă fără experiență decât cu experiență nefastă. Asta e. Bine. Da, mă bucur că ați rămas fără replică la asta. Da, e foarte bine ce ați spus. Noi la judecătorie începem cu cauze mai ușoare, să înțeleagă toată lumea. Cariera acolo nu începe ca stagiar. Exact, deci... omul de rând zice așa, domnule, e o cauză, mă rog, nu știu ce cauză. Da. Chiar așa de tânăr să fie judecătorul care... hotărăște... Da, suntem tineri, da, gândiți-vă că avem mari oameni de seamă, sau nu știu, poeți care au scris până la 35 de ani, au scris toate operele lor de valoare. Începe cu cauze mai ușoare... Dar să nu mă înțelegeți greșit, nu. Dar experiența oricum trebuie să o dobândești undeva. Unde am putea noi? Da, bineînțeles, E adevărat, în unele state, e adevărat cumva din sistemul anglosaxon, celălalt sistem de drept, special pentru englezi și pentru americani, ei mai întâi încep profesia ca avocați sau ca juriști, după care și devin judecători. Da. Știți? Adică au experiență cumva. Am văzut sistemul ăsta și la olandez. Ei încep așa, 2 ani procuror, 2 ani grefier, după care vii judecător. Noi începem direct de pe băncile școlii, am preluat exact sistemul francez și italian. Că e bine, că e nebine, eu nu știu ce să vă spun acum. Și eu am fost judecător, vă spun drept, la 24 de ani. Am dat primele mele decizii la 24 de ani. Mă folosesc de faptul că sunteți aici în platou. Am citit acum câteva săptămâni bune. Poate că era o știre mai veche. V-ați implicat și vă implicați în niște proiecte care vizează tinerii școlari, educația preșcolari juridică, sau școlari, sau mă rog... E o știre veche sau... Este o știre de actualitate. De 5 ani de zile desfășurăm un proiect... Mă folosesc că sunteți aici să-mi spuneți puțin, pentru că mi se pare interesant și inedit. Cred că avem cel mai tare proiect din centrul și estul Europei. Este un proiect prin care judecătorii, procurorii și avocații, împreună cu studenții la drept, merg în școli și licee și țin niște ore, nu le-aș spune neapărat cursuri, niște ore, niște întâlniri cu copiii, în special cei de liceu, dar eu, de exemplu, mă duc și la școala generală, pentru a informa la un nivel elementar minim despre, nu atât despre drepturi, că toată lumea vorbește despre drepturi, dar mai ales despre îndatoriri, responsabilități. Acest proiect de educație juridică se desfășoară în 26 de județe. Avem un site foarte bogat în informare. Oricine poate să citească, inclusiv
tinerii sau adulții interesați de instituțiile juridice, de principalele legi din România, site-ul explicate pe înțelesul tuturor, educațiejuridică.ro. Educațiejuridică.ro. Am să-i rog pe colegi să afișeze până la finalul discuției noastre. Găsesc acolo educațiejuridică.ro. Educațiejuridică.ro. Este foarte important. Veți găsi pe înțelesul dumneavoastră legi traduse, legi explicate în diverse circumstanțe. Veți găsi lecții filmate, ținute de către judecători, avocați, studenți la drept și puse pe internet, inclusiv teste de verificare a cunoștințelor juridice elementare, și o să rămâneți uimiți, noi adulți, câte aspecte nu le cunoaștem din regulile obișnuite. Și mai mult, oamenii trebuie să înțeleagă că odată ce împlinim 14 ani, suntem răspunzători penal și nimeni nu ne informează. Ăsta este motivul pentru care chiar în aceste zile desfășurăm o petiție online. Noi, magistrații, am inițiat o petiție online, se numește Legea Gino, prin care atunci când omul primește buletinul, vrem să primească și o informare ținută de un om al legii în legătură cu răspunderea care poate să înceapă odată. O informare verbală, cineva să îi țină, da? Da, noi am spus la sediul poliției să poată fi acolo ori un judecător, ori un avocat, ori un procuror. Domnule judecător, ce vă întreabă acei tineri? Vai, nici nu vă închipuiți. Este o foame extraordinară de informare juridică. De la ce sancțiune aplică judecătorul, ce să facă dacă sunt hărțuiți pe internet, sunt amenințați pe internet, ce se întâmplă cu cei care fumează, de exemplu, cannabis, ce se întâmplă dacă tatăl își violează propria fiică, cui să se adreseze fiica. Și asta a fost o întrebare cruntă pe care mi-a pus-o o minoră în urmă cu o lună de zile. Eram la unul din liceele din județul Cluj. V-a pleznit ca o palmă, nu? Da, deci am rămas șocat, pentru că de ce? Eu la tribunal judec astfel de cauze și întotdeauna am primit dosarul gata făcut. Niciodată n-am avut situația în care copilul să vină să te întrebe: știi, tăticul mi-a făcut asta, eu cui mă adresez, că mi-e frică. Dacă îi spun mamei, nu mă crede, dacă îi spun tatălui, nu mă bate, dacă mă duc să spun poliție și-l arestează pe tata, eu a cui rămân? Mă duc la școala de corecție? Exact așa mi-a spus fetița. Pe mine mă trimiteți la școala de corecție dacă vă spun ce mi s-a întâmplat acasă. Vă dați seama, lucrurile astea copiii nu le mai putem ascunde de copii. Asta e ideea. Le-ați vorbit copiilor, elevilor, v-au întrebat elevii, ați mers la alte școli și la un moment dat ați revenit la aceeași școală. Da. Ați văzut niște schimbări de abordare, de întrebări de la aceeași elevi la care ați fost cu săptămâni, cu luni înainte? Mai mult decât atât. M-au contactat unii dintre ei să vină la tribunal, să vadă cu ochii lor un proces. Le-am spus că dacă ești minor nu poți să asisti la un proces, dar poți să vii după ce eu termin în sala de judecată procesele și să stai de vorbă cu mine. Am făcut cu copiii procese simulate. Nu vă închipuiți cât de interesați sunt. Și mai mult, o parte din cei de-a 12-a care anul trecut au terminat liceul, astăzi sunt studenți la drept și m-am întâlnit cu ei la facultatea de drept. Deci noi nu mergem să recrutăm eleve pentru a deveni studenți la drept, dar mă bucură de fiecare dată când cei cu care am stat de vorbă sau din generația cu care am stat de vorbă, o parte dintre ei devin studenți și cine știe peste câteva timp. Și acest proiect continuă? Da, continuă. Este simplu, orice persoană interesată, că este elev, profesor sau părinte, ne poate da un telefon sau contacta direct pe internet, pe Facebook Educație Juridică, să trimitem noi, judecători, procurori, avocați sau studenți la drept, în școlile lor pentru a ține astfel de ore de educație juridică. Și mai mult, începând în acest an, se poate introduce această materie educație juridică ca opțional într-o școală sau liceu. Este important. Ca opțional. Noi le dăm programa, le dăm suportul de curs și mai mult, vara facem instruire cu profesorii care doresc să predea educația juridică. Cei interesați n-au decât să-mi dea un mesaj pe Facebook și le dau răspunsurile necesare. Foarte bună treabă și pare bine că am reușit să vă întreb și de treaba aceasta. Să revenim un pic la oile noastre, adică la acest protest. Câți colegi de dumneavoastră au participat astăzi? 100 de judecători, procurori și avocați. Au venit și colegii avocați, m-am bucurat foarte mult. Mesajul, într-adevăr, erau trimis către toți juriștii din Europa. Au venit și colegii, doamna decan, chiar în fruntea colegilor avocați. M-am bucurat foarte mult. Au fost colegi și de la DICOT și de la DNA, dintre procurori, și de la instanțe, judecătorii, tribunal și curte de apel. Mâine va avea loc acel protest în Polonia, după care la ce vă așteptați? După marșul acesta, noi sper ca colegii din Polonia să ne spună ce s-a întâmplat bun și ce ar trebui să facem mai departe. Oricum, noi am atenționat deja Comisia Europeană și Curtea de la Luxemburg, ceea ce sunt mesaje politice foarte importante pentru guvernul polonez. Până la urmă, știți care e treaba? Acest exemplu negativ al Poloniei să nu poate fi copiat, să nu fie copiat în alte state din Europa.
Europa, inclusiv în România, trebuie să mărturisesc. Mult s-a discutat și se discută și în zilele acestea despre pensiile speciale. Da, am văzut discuțiile. Sunt discuții și cu privire la pensiile speciale ale magistraților. Acum, eu nu sunt un fan al acestora și am refuzat să iau o poziție publică. Am spus doar că există o decizie a Curții Constituționale care interzice eliminarea pensiilor pentru magistrați, eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați. Dacă mă întrebați din punct de vedere strict teoretic, ca să vă spun așa, ele sunt justificate pentru că judecătorii și procurorii au o grămadă de interdicții timp de 25 de ani. Deci nu pot face nimic în afară de... Nu au voie nimic, nicio altă activitate, plus că jobul nostru la tribunal sau la parchet nu se termină niciodată. Eu, de exemplu, sunt judecător penalist, eu nu am sâmbete, n-am duminici, n-am weekend, când sunt chemat, asta este, mă duc și îmi fac datoria, pentru că infractorul la rândul lui nu are weekend-uri, nu are vacanță. Atenție, nu mă plâng, spun doar o situație de fapt. Încărcătura cu dosare este imensă în România, deși avem 4 milioane de români în străinătate. Numărul de dosare din România este acela, să știți, 3 milioane de dosare în fiecare an, de cel puțin 15 ani de zile. Ceea ce înseamnă că unul din patru adulți se judecă în fiecare an în România. Adică o familie cu 4 membri ajunge să treacă prin fața unui judecător odată la un ciclu electoral, dacă vreți, la 4 ani. E foarte mult. Și capacitatea noastră și puterea care ni se cere timp de 25 de ani este fantastică, pentru că noi luăm decizii în fiecare zi și nu ne jucăm. Închipuiți-vă că doar în România o lege apare în fiecare zi și o ordonanță de urgență odată la 4 zile. Doar în ultimii 5 ani de zile au fost adoptate 2000 de acte normative. Toate trebuie să le cunoaștem, toate ne sunt aplicabile. Păi am înțeles că munca și Curtea Constituțională, care pe vremuri, din când în când își făcea apariția, deci din când în când aflam și noi că se întâmplă ceva, acum zilnic, Curtea Constituțională. E normal așa? Sunt terminați. Atât de multe dosare câte sunt și la instanțe, deci și la Curtea Constituțională, e fantastic. Nu avem niciun sistem de... N-a spun de opreliște, dar un sistem prealabil. Medierea nu funcționează deloc în România, deși avem legea din 2006. Românul preferă să se ducă la instanță. Nu, încă nu are încredere în mijloacele alternative, mediator, din păcate, încă nu are încredere. Cred că mediatorii ar trebui să-și facă popularitate mai mare, să înțeleagă lumea cu ce se ocupă mediatorii. Dar ce vreau să vă spun este că judecătorii sunt, până la urmă, sub presiune și a timpului, pentru că în continuu se cer dosare soluționate cu celeritate, dar și a încărcăturii fantastice cu dosare. Și eu vă spun, avem judecători bolnavi cu boli crunte, inclusiv la tribunalul Cluj. Este și acesta un rezultat negativ al muncii noastre. Stresul, oboselile, oboseala cronică, bolile profesionale care sunt probabil inerente. Eu cred că trebuie să acordăm justiției meritul pe care îl merită, aprecierile pe care le merită și, desigur, în funcție și de politica statului, să știm ce anume dăm sau luăm de la magistrat. Cristi Danileț, mulțumesc foarte mult pentru participare. Vedem ce se întâmplă mâine și după momentul de mâine din Polonia și poate că ne mai revedem și în zilele, săptămânile care urmează. Spor la treabă și să se clarifice toate aceste probleme pe care le-ați ridicat și foarte multe la număr și foarte grave unele în viitorul cât mai apropiat. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu, să știți că mă duc la tribunal de aici. Da? Și spor la treabă. Mă găsiți acolo. Spor la treabă. Mulțumesc și eu foarte mult. Mergem mai departe. Avem o știre care cred că interesează multă lume. Extrasul de plan cadastral poate fi obținut de acum înainte și online. Cererea trebuie depusă pe portalul ANCPI la orice oră din zi. Iar plata pentru acest serviciu se efectuează cu cardul bancar. Pentru a obține extrasul de carte funciară, trebuie să accesați portalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și să vă creați un cont de utilizator. Extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat online în aceleași condiții, ca și extrasul de carte funciară pentru informare, în cazul în care imobilul pentru care se solicită documentul are geometrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, este primit pe loc și costă 15 lei prin platforma online. Reprezentanții Oficiului de Cadastru din Cluj spun că traficul pe platforma online a crescut semnificativ. Pe site-ul ANCPI se intră pe platforma e-payment.
intrăm în meniul servicii, servicii online, și ne alegem serviciul pe care îl solicităm, extras din planul cadastral pe ortofotoplan. Dacă avem cont creat, mai departe, pasul următor, ne autentificăm. Dacă nu avem cont creat, ne creăm un cont nou. Acest serviciu va scuti, în primul rând, cetățeanul de a sta la rând, la cozi, în instituțiile publice și îl poate solicita în orice moment al zilei, în timpul dânsului disponibil. Mai spuneți odată câte solicitări ați primit acum în prima zi de funcționare a serviciului? 376 de solicitări pe platforma e-payment, dintre care 18 pe serviciul de extras din planul cadastral pe ortofotoplan. O altă schimbare pe care autoritățile de la oficiul de cadastru o anunță este eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul cererilor respinse. Potrivit noilor prevederi, această taxă va fi plătită doar în cazul solicitărilor redepuse, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea refuzului. Cred că foarte multă lume interesată de această știre, chiar judecătorul Danileț, la ieșirea din platou, a spus că este interesat și dânsul de această știre. Noi mergem mai departe. V-am spus la începutul ediției că veți avea parte despre o discuție foarte interesantă, inedită, o călătorie muzicală în timp și spațiu. Mai multe vom afla de la invitații de la această oră, Iulia Negrea și Vladimir Agachi. Sărutunile, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, ne bucurăm să fim aici. Nu știm nimic, n-am auzit nimic. Vă rog să faceți prezentarea. Ce se va întâmpla? Se va întâmpla în 16 ianuarie, începând cu ora 18, în sala Auditoriu Maximum. Începem cu un concert intitulat în limba germană Wanderlust Symphony. Avem o colaborare foarte frumoasă între Clubul Oamenilor de Afaceri Germani din Transilvania de Nord. Au mai fost astfel de concerte, nu? În trecut? Era puțin mai altfel? Era puțin mai altfel, da. Se numea Herbstfest, Festivalul de Toamnă al Economiei Germane, și era în primul weekend din luna octombrie. Deci ceea ce se întâmplă în 16 este continuatorul? Da și nu. Este continuatorul pe nivel de artă, arta germană, pe care vrem să o promovăm foarte mult. Este diferit pentru că niciodată nu am făcut așa ceva de mare cum am făcut de data asta. Festivalul mergea în alt spațiu, prezenta firmele asociației, firmele germane ale asociației, prezenta cultura germană, dar mai mult cultura tradițională. Și acum va fi un concert de sine stătător, fără... Am înțeles că la începutul concertului vor fi întâlniri. Mici întâlniri de afaceri. Foarte mici întâlniri de afaceri, mai mult un pic, așa să zicem, un tasting asupra ceea ce se întâmplă, pentru că asociația aceasta este formată din companii cu profil german, companii cu profil german în sensul că ori companii fice instalate la Cluj-Napoca, și atunci noi vrem să dăm puțin publicului clujan un gust de ce se întâmplă intern, în întâlnirile interne ale asociației. Ce se întâmplă în lumea muzicală vis-a-vis de acest concert? Păi am vrut să ne adaptăm și să creăm, adică să aducem o muzică înfrățită din spațiul germanofon și cel român, pentru că practic asta se întâmplă și în Clubul Oamenilor de Afaceri German. Acest club este un club funcțional aici la Cluj? Da, este un club funcțional care are o activitate de 10 ani, iar în 2020 celebrăm acest 10 ani de activitate. 10 ani? Frumos, la mai mare. Da, și celebrăm bine acest concert. Spuneți-ne, povestiți-ne un pic despre concert, despre ce se va cânta, ce se va auzi în data de 16 ianuarie. Păi vrei să spui puțin despre titlul, ce înseamnă Wanderlust Concert, Wanderlust Symphony Concert. Da, în limba germană, Wanderlust este alăturarea a două cuvinte. Unul dintre ele este die Lust, adică pasiunea, dorința, și celălalt este verbul wander, a călători, a face o drumeție. Și atunci, termenul fiind cunoscut printre 20 cele mai cunoscute cuvinte germane, înseamnă fix această alăturare dintre dragostea, pasiunea de a face o drumeție. Și concertul înseamnă acest lucru. Haideți să facem o drumeție simfonică,
muzicală prin, prin țările vorbitoare de limba germană. Interesant. Germania, Elveția și Austria. Conceptul muzical este, va aparține. Da, desigur, sigur. Am luat unele dintre piese, să spunem, am luat unele dintre piesele cele mai cunoscute la care se poate raporta lumea, pentru că ne place ca ei să se identifice și eventual să le mai fi auzit înainte. Va fi, desigur, și un iz de an nou, datorită faptului că suntem chiar la începutul anului, deci nu poate lipsi Johann Strauss, tată sau fiul, nu avem cum să lipsim. Dar am vrut să avem și piese românești, pentru că ne place întotdeauna să aducem publicului comorile naționale. Și pot să spun că suntem norocoși să avem foarte multe. Așa că, nu știu, e nevoie să divulgăm din program, cred că mai degrabă oamenii să aibă niște surprize. Să aibă surprize, păi, să aibă surprize, dar măcar un titlu. Teodor Rogalski, Trei dansuri românești. Vedeți? Imediat o să sune telefonul să fie public cât mai numeros. Spuneți-mi, vă rog, și invers există ceva? Adică Clubul Oamenilor de Afaceri Români din Germania? Asta nu pot să vă zic. Care dar să existe, care să existe dincolo. În Germania. Mai puțin, mai puțin. De ce mai puțin? Cel puțin eu nu știu să existe ceva așa de bine făcut. Dacă nu știți, nu există în mod sigur și atunci ar trebui să faceți demersuri să ca să existe. Da, dacă cei mai, să bun, mă duc cei mai buni ambasadori sunt muzicienii, sunt artiștii și slavă Domnului avem. Da. Avem da. În România, avem cu ce ne mândri și avem slavă Domnului, foarte mulți care au rămas pe loc față de alte meserii și alte domenii de unde au mai plecat spre alte țări și zări. Foarte mulți specialiști buni. Dumneavoastră, de ce ne-ați plecat? Mi se pare că este nevoie să putem să rămânem chiar dacă, adică avem de dat. La luat putem foarte ușor să facem. Dacă mergem undeva să ne fie bine, e, nu știu cât de mult ne putem implica în această lume și nu știu cât de mult putem fi de folos. Mai bine să dăm cât de mult putem și să fim de folos acolo unde este nevoie. Să mai fiu un dirijor pe altundeva, nu știu. Mă rog, poate că prin dirijat sau cel puțin prin muzică se poate transmite un mesaj mult mai profund. Iar aici a fost o platformă de dezvoltare. La dumneavoastră doar Clubul Oamenilor de Afaceri German doresc să întărească această coeziune, că nu știu cum să-i spun altfel, doar prin muzică? Și prin muzică clasică? Și prin muzică clasică, da, odată și prin muzică clasică. Și prin? Și prin crearea de locuri de muncă. Asta este accentul pe care îl punem noi în zonă. Pentru că companiile noastre membre, în momentul de față, am o cifră aproximativă, undeva la 20.000 de angajați, angajați români. Companiile care își desfășoară activitatea aici. Da, în Cluj-Napoca și în județul 20.000 Cluj. 20.000 de angajați. Da, 20.000 de angajați. Mi se pare frumos. Da. Este un număr frumos, da, creștem. La început erau mai puțini și pe măsură ce s-a dat drumul la investiții. Înseamnă că vin tot mai mulți investitori germani către Transilvania, către Cluj? Da. Tot mai mulți investitori vin. Acum depinde un pic și de noi în Cluj să schimbăm puțin paradigma. Deci eu am auzit așa, stimată doamnă, acum puține zile, cred că de la un jurnalist sau un politician, mă rog, sau și. Zice așa, cei care nu vă pricepeți la economie și la plan de afaceri, vreau să vă pricepeți deja după, după această colaborare. Ei, cei care nu vă pricepeți, zice respectivul, să fiți atenți întotdeauna dacă îi merge bine Germaniei, dacă îi merge bine Germaniei, musai să ne meargă bine și nouă. Da, așa. N-avea nimic respectivul de a face cu Germania, cu concertul acesta, cu... Deci era o zonă absolut neutră din care venea și a zis așa. Dacă Germania îi merge bine și România îi merge bine. Da, deci pentru că Germania este locomotiva Europei. Eu asta am învățat, acum acolo stau cu... Vedeți? Ați mai învățat și dumneavoastră. Da. Și eu la fel. Păi stau așa din când în când cu ochii ațintiți pe diferite materiale de presă și nu numai care țin de această relaționare economică română-germană și dacă le merge bine, le merge bine. Pentru că Germania este în continuare locomotiva Europei. Este. Da. Și atunci
După asta ne ghidăm. Am înțeles de la colegii mei că vom intra cam în 5 minute în legătură cu colegii care se află undeva în zona autostrăzilor Transilvaniei, că sunt mai multe deja așa pe bucățele. Germania nu are astfel de probleme. A avut alte probleme și fiecare țărișoară cu problemele ei. Bilete? Da. Vorbesc de concert. Da, da. Avem și bilete în continuare, le punem încă în vânzare. Până în data de 16 îi așteptăm pe toți doritorii. Deci în data de 16, auditoriu maximum, adică sala unde concertează Filarmonia de stat Transilvania. Da. Ca să se înțeleagă mai bine, pentru că foarte mulți încă nu și-au făcut lecția foarte bine. Foarte bine și se duc prin alte săli. Da? De la orele? De la orele 18 și așteptăm pe toți doritorii la un pahar de șampanie. Și șampanie se servește? Da, se servește. De ce nu, fiind clubul oamenilor de afaceri germani, de ce nu bere? Este bere? Bere este, da, dar nu la acest eveniment, ci la Herbstfest. La Herbstfest este bere. Șampania este mai elegantă. Ducem deja lucrurile în direcția de concert elegant, recepție elegantă, invitați eleganți, și nu chiar covoroșul. La cei 10 ani, bine, da. Șampania. La toate evenimentele, mare. Da, exact, la toate evenimentele asociației, cele interne în mare parte, oferim oaspeților la intrare un pahar de șampanie. Foarte frumos. Povestiți-mi puțin despre orchestră. Orchestra a fost fondată în 2015, este o orchestră de tineri, sunt cei mai talentați tineri muzicieni clujeni. Avem de toate vârstele, de la liceu până la tineri profesioniști. Și această orchestră aparține de vreo entitate sau este absolut independentă? Este independentă, primim fonduri de la primăria municipiului Cluj-Napoca, fonduri nerambursabile, culturale, dar practic este manageriată de către mine și alături de un colectiv mic de oameni. Și cât, spuneți-mi, vă rog, cât de greu sau cât de ușor e să ai în spate o orchestră care numără câte persoane? Depinde. Am fost și 70 de oameni și 40. Cred că cel mai mult am fost undeva la 80 studenți, de oameni. Elevi? Elevi, studenți și elevi tineri profesioniști. Da, desigur. Sunt toți profesioniști și tineri angajați ai filarmonicilor, al filarmonicii din Cluj, operei. Și trebuie să le sincronizați programul, că una e programul absolut de la filarmonică și altceva e la liceu, da, de muzică sau la, da, conservator, exact, sau, scuzați, Academia de Muzică și, mă rog, unde își desfășoară activitatea. Da, din cauza aceasta avem o listă de aproximativ 150 de persoane, între 150 și 200 de persoane, dintre care selectăm. Întotdeauna trebuie... Da, și trebuie negociat. Este o negociere continuă. Este o negociere continuă, este un proces extraordinar de greu. Cam câte concerte aveți pe stagiune sau pe un an calendaristic? Da, e foarte... Aproximativ. Anul care acesta... a fost vârful? Cred că anul acesta am avut 8 sau 9. Deci anul trecut. Anul trecut, da, exact. Da. Și dumneavoastră ca și mine, încă nu v-ați încă nu ne-am avut biștiu cu 2020. 20. Da. Cred că 8 sau 9 concerte am avut și începem să ne diversificăm. Lumea ne cere și din afara orașului să venim să facem reprezentații. Avem colaborări cu Zalău și cu Câmpia Turzii. Da? Ei, trebuie dusă muzica la oameni, pentru că oamenii nu că nu vor sau nu-și doresc, că unii chiar au problema de a ajunge. Exact. De la Câmpia Turzii, deși exact este foarte aproape la Cluj. Și dacă au ajuns la Cluj, au... poate probleme să ajungă pe strada Cogălnicianu, da, ca să ajungă, da, la un concert. La cei 10 anișori. Ce vă doriți? La cât mai mulți. Păi asta vă dorim și noi, ca să fie, da, la fel. Dar nu aveți probleme pe care nu le puteți rezolva? Nu, nu sunt probleme. Creștem în fiecare an. În momentul de față creșterea suntem la 100... înseamnă, pe de o parte, numărul de angajați, care crește, pe de altă parte numărul investitorilor care vine, da, la Cluj. Și asta, și a treia componentă, numărul firmelor care recunosc, ne recunosc și ce se înscriu. Această recunoaștere? Această recunoaștere înseamnă că recunoaștere înseamnă membership în acest club. O companie, noi nu mergem direct la companie, ci suntem recomandați. Recent am primit... Adică acest... Nu club, stați că am greșit eu. Cum se numește? Asociație. Este, da, este o asociație care funcționează ca un fel de cameră de comerț
la nivel mai mic, nu are toate funcțiile unei camere de comerț, dar funcționează asemănător. Foarte bine, da. Și asta înseamnă că din partea celorlalte firme care sunt deja înscrise, partenerilor de afaceri, trebuie să îndeplinească anumite criterii ca să poată să se înscrie. Limba germană vorbită sau capital german sunt criteriile esențiale de înscriere. Și atunci, cum ziceați dumneavoastră, clubul crește pe măsură ce primim membrii noi, pe măsură ce se fac investiții noi la Cluj. Sunt cele două componente principale. Am înțeles. Apare în Germania un investitor care a auzit de Cluj. Da. Și dumneavoastră, asociația, la cererea dânșilor, puteți să le facilitați acele activități, acele lucruri care sunt inerente pentru o afacere, adică firmă, da. Adică registrul comerțului, adică toate acestea? Da, chiar am avut acum 2 ani, am avut o cerere din partea unei companii de IT din Elveția, care a fost interesată să investească în România și a luat în calcul două orașe mari, Clujul fiind cel mai mare și al doilea fiind Brașovul. Și atunci a luat legătura cu noi, iar noi am pus în legătură cu absolut tot ceea ce înseamnă, de la infrastructură, partea de închiriere spațiu, partea de contabilitate, partea de consultanță pentru deschiderea afacerei în Cluj-Napoca. Și la final, partea de networking, unde cei care sunt vorbitori de germană se pot identifica ușor. Noi avem o strânsă colaborare cu Centrul Cultural German și cu linia germană de studii de la Universitatea Babeș-Bolyai, care ne sunt parteneri. Care este tot mai puternică. Tot mai puternică. Acum 3 ore, aici, în acest platou, a stat încă rectorul Universității Babeș-Bolyai, domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, și chiar discutam despre întărirea acestor linii, pe lângă linia de limbă română și inclusiv linia de limbă germană. Cum se poate îmbina, sau poate că este o întrebare de prisos, dar nu este. Cum se poate îmbina lumea afacerilor cu lumea muzicală? Cel mai bun răspuns este printr-un concert susținut de Clubul Oamenilor de Afaceri Germani. Bun, încă o dată, data și locația, pentru că trebuie să intrăm într-o legătură directă, da? 16 ianuarie, ora 18, auditoriu maximum, sala Filarmonicii. Biletele se mai pot găsi și la cinematograful Florin Piersic și la librările Humanitas și, desigur, pe internet. Baftă multă, mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru cei 10 ani împliniți. Colegii m-au atenționat că intrăm în legătură directă cu ai mei colegi, colega Iulia Stoian, care se află undeva în zona autostrăzii. Mai precis, o să ne spună ea. Eu și eu rămas bun, pentru că vom ieși din emisie cu acest duplex. Toate cele bune, să aveți un weekend cât mai plăcut și nu uitați de acest concert minunat. Iulia Stoian, ai legătura. Bună ziua, ne aflăm pe tronsonul de autostradă Sebeș-Turda, unde ministrul transporturilor, domnul Lucian Bode, a efectuat o vizită fulger pentru a discuta cu antreprenorii care lucrează la construcția autostrăzii Transilvania. Lângă mine se află domnul ministrul al transporturilor și domnul prefect al Clujului, Mircea Brudan. Bună ziua! Bună ziua! Ce observați în această vizită și recomandări pentru antreprenorii cu care ați discutat? Primul rând, să o motivez. Două întrebări care sunt sigur pe buzele tuturor românilor. Câți kilometri de autostradă dați în trafic în anul 2020 și de ce ritmul de construcție a autostrăzilor în România este unul atât de lent? Și atunci, pentru a avea un răspuns sustenabil, am decis să vin eu în teren, să vin să vizitez, așa cum am vizitat astăzi, cele 4 loturi. Vorbesc de cele 2 loturi, Iernut-Chețani, Câmpia Turzii. Loturile de care vă... Probleme tehnice inerente, probabil este ceva problemă cu semnalul. Eu sper ca ai mei colegi care se află la fața locului să realizeze interviurile atât cu domnul ministru Lucian Bode, cât și cu domnul prefect de Cluj. Chiar lansez invitația celor două personaje foarte importante
le păstrăm locul pentru săptămâna viitoare. Dacă își fac timp, sunt bineveniți în emisiunea noastră. Atât încă o dată pentru astăzi. Să fiți iubiți cu minți, toate cele bune. La revedere!